În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care cu tine ai ieșit poate, ești Cristierul Bunătăților, Sfântul de Viață, Dino, și te sfârșește cu noi și ne curățește noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și a și în vecii vecilor. Amin. Doamne, îndește, Doamne, îndește, Doamne, îndește. Într-un numele Domnului Preacuvioasă Părinte Stariță, binecuvinteați-o. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacuvioasă Părinte Stariță, Preacuvioasă Părinte Protocol, iubiți credincioși, aș vrea să cred că și inimile dumneavoastră e aceeași mare bucurie cum este în inima mea. Am așteptat cu multă nerăbdare acest moment, un adevărat eveniment duhovnicesc pentru noi. Părintele Stareț, la întâlnirea, deja ne-a obișnuit. A făcut o tradiție, se instituie ca o tradiție întâlnirea noastră, acum, în preajma Mare Sărbători a Nașterii Domnului. Ziceam cu cuvânt cineva, citeam după un timp în urmă, că mănăstirile vor cuceri cetăți. Auziți? Foarte interesant cuvânt și, dacă vă amintiți anul trecut, am zis că cel mai important lucru, eveniment care s-a produs în ce privește viața noastră ducărnicească, a fost acesta, venirea mănăstirii în lume. Cu mesajul ei puternic, statornic, care bate spre Împărăția lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte unii dintre dumneavoastră care a fost la început cu Părintele Teofil în primele conferințe și puternică impresie a făcut atunci. Iată că flacăra aceasta este ținută în continuare, aprinsă și mulțumim Părintele Stareț că se nevoiește, își rupe de timp și vine în Brașov, ceea ce înseamnă că am îndrăgit și îndrăgește Brașovul. Dar, înainte de a-i da cuvântul să țină conferința cu tema atât de interesantă, Crucea Maicii Domnului, o să rog pe Părintele Protopop, Gheorghe Dănuț Brenga, să spună un scurt cuvânt de întâmpinare pentru Părintele Stareț, pentru copiii aceștia minunați de la liceul de artă. Acum nu mai sunt cei de anul trecut, așa e cu tinerețea, să schimbă. Dar profesorii nu se schimbă, ei rămân constanți. Da, bine ați venit copii. Părinte Stareț, Părinte Protopop. Da. Mulțumesc, bună seara. Tema conferinței, așa cum ați văzut, este Crucea Maicii Domnului. Părintele Stareț, Părintele Arhimandrit Ioan Cojan, răsfață an de an, cu teme legate de Maica Domnului. Și anul trecut, tot despre Maica Domnului am vorbit și n-a venit cu mâna goală, așa cum spunea Părintele Profesor, ci și anul trecut a venit cu un grup de colindători și anul acesta la fel. Vă mulțumim, Părinte, pentru dragostea și pentru faptul că veniți an de an la Brașov și ne mai dați așa un impuls. Interesantă tema din seara aceasta, Crucea Maicii Domnului. Iată, zice acolo în Evanghelie că prin inima ei va trece sabia. Așa cum fiecare dintre noi avem o cruce, Maica Domnului are două cruci, crucea ei și crucea Fiului ei. Și de aceea, totdeauna trebuie să avem pe Maica Domnului în evlavia noastră, pentru că, așa cum spune un tropar, dacă nu mă înșel, al glasului 3, închinat Maicii Domnului, că prin ea va veni mântuirea la toată lumea. Prin Maica Domnului a venit mântuirea la toată lumea, adică prin Cel care s-a întrupat din pântecele Fecioarei, Cel care s-a născut mai înainte de veci ca Dumnezeu, iată se naște în timp ca om din Maica Domnului și de la Duhul Sfânt și acest lucru avea să-i mulțească crucea Maicii Domnului. Pe lângă crucea ei
avea să poarte și crucea fiului ei, așa cum orice mamă poartă crucea ei și crucea copilor ei. De aceea îi mulțumim părintelui Arhimandrit, nu cred că trebuie să-l mai prezint, este cunoscut, este starețul mănăstirii Sfântul Ioan Botezător de la Alba Iulia, dânsul a condus o vreme editura de Isis, după aceea, iată, nevoința dânsului se continuă, editând în continuare cărți, editura de acum cum se numește, editura Epifania, așa, și are și librărie, exact. Deci, face nu numai munca aceasta pastorală în mănăstire, ci caută, iată, să răspândească cuvântul lui Dumnezeu și prin cărți, și iată, prin această editură Epifania, care este și aici la Brașov. De aceea, doritorii și iubitorii de carte, puteți găsi cărțile editate de Epifania și nu numai. Am observat multe edituri și mai ales acum Doxologia a scos cărți extraordinar de frumoase și din păcate nu prea le întâlnim la celelalte librării decât numai la Epifania. Așa că cei care doriți să citiți cărți și să căutați cărți, căutați la această editură Epifania. Așa sprijinim, de fapt, și mănăstirea pe care o ridică Părintele Stareț, acolo la Alba Iulia, cu adevărat capodoperă, ceva asemănător cu Biserica Curtea de Argeș a Meșterului Manole. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă mulțumim cu tot dragul că sunteți aici. Sigur, eu voi fi și subiectiv, dar nu vreau de aceea, nu, pentru că l-am cunoscut pe Părintele în anii facultății și n-aș vrea să spun mai multe, pentru că mă sensibilizează și... Da, să rămână. Mulțumim mult! Mulțumim, Părinte Protopop! Se cuvine să le spunem la mulți ani celor care poartă numele Sfântului Ierarh Nicolae. Și iată, Părintele Profesor Nicolae Moșoe, acum a fost, la mulți ani tuturor și bucurați-vă că Sfântul Nicolae este bun, ocrotitor, apărător în toate valurile vieții. Înainte de a-i da cuvântul Părintelui Stareț, aș prezenta punctele întâlnirii noastre. Deci, după conferința pe care o va prezenta Părintele Stareț, colinde cântate de elevi din clasa 11 de la Liceul de Art Regina Maria din Alba Iulia, îndrumați de doamna profesoară Emilia Moroșan. Un liceu în parteneriat cu Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia urmează până când cântă dâns și părinților, vă însemnați întrebările pentru Părintele Stareț și apoi o prezentare în imagini a librăriei Epifania. Părinte Stareț, a venit momentul să vă prezentăm microfonul, să vă mulțumim încă o dată pentru gesta dumneavoastră de a fi aici, în mijlocul nostru. Bună seara, Doamne ajută! Vă zic și eu și mulțumim pentru primire, mulțumesc atât în numele meu, cât și a acestor frumoși tineri care au socotit să însoțească cuvântul meu pentru ca să fie precum Maica Domnului, frumos, tânăr și curat, așa cum iese din glasurile lor cuvântul în aceste zile de colindă. Încep iertare că n-am avut ce face, eram nepoliticos să-i opresc pe părinți să vorbească despre mine. Ceea ce vă pot spune că cam, așa, cam 5% accept, dar restul sunt bun, nu sunt altceva decât bunăvoința dânșilor, dragostea și darul care în aceste zile se face. Așa le iau eu cuvintele. Cu atât mai mult cu cât prezența dumneavoastră și în special, așa cum am amintit, și Părintele Profesor și a părinților de aici, a părinților din țară și în special a Părintelui Profesor Nicolae,
Mai mult decât mă onorează, mă obligă. Cu toate acestea, eu o să vă adresez un cuvânt mai mult din suflet. Poate nu îndrănesc să vă spun ceea ce simt cât privește această temă, însă încerc să urmărim împreună, de altfel, ce înseamnă crucea. Și pentru ca să înțelegem mai bine, sigur că privim la crucea lui Hristos. Pentru că Sfântul Apostol Pavel, în nenumărate rânduri, amintește de crucea Domnului nostru Iisus Hristos ca înțelepciune, ca putere, ca sminteală pentru unii, pentru alții ca nebunie, ca relație a Lui cu credincioșii. Când a venit la voi, n-am voie să știu altceva decât mi-i pe Iisus Hristos și acesta a răstignit. Sau între mine și voi este Iisus Hristos răstignit și așa mai departe. Crucea Domnului nostru Iisus Hristos este cuvântul, crucea este cuvântul cel mai des întâlnit în Noul Testament. Crucea Domnului nostru Iisus Hristos este cel mai des simbolizată în Vechiul Testament. Chiar dacă cuvântul cruce nu este amintit în Vechiul Testament, doar cuvântul tau, care însemna avea formă crucii, toate simbolurile Vechiului Testament se întemeiau și căpătau putere pe jertfa lui Hristos. Așteptați ca să vorbesc despre crucea Domnului, despre crucea Maicii Domnului. Pentru că nu puteam altfel începe decât vorbind despre crucea Domnului nostru Iisus Hristos, care este de altfel temelie a relației omului cu Dumnezeu, este temelie a relației Maicii Domnului cu Hristos și prin Hristos cu Dumnezeu, dar ca să duc gândul până la capăt, crucea nu este ceva nou. Aduc un argument logic. În Sânul Sfintei Trimi nu a putut interveni nimic nou. Dumnezeu este imuabil. Este neschimbabil. Așa încât crucea este cea care venind din Sânul Sfintei Trăini, din relația Sfintei Trăini, stabilește relația omului creat de Dumnezeu, relația cu acesta, cu Creatorul Său. Și merg mai departe puțin. Dacă în Apocalipsă se vorbește despre cel junghiat de la întemeierea lumii, chipul slavei Domnului nostru, chipul slavei lui Dumnezeu, adică Domnul nostru Iisus Hristos, a fost circumscris atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, în chipul omului. Noi purtăm chipului lui Dumnezeu. Așa încât, chiar dacă legătura noastră cu Dumnezeu nu este după natură, legătura noastră cu Dumnezeu este după chipul Tatălui,
adică după Iisus Hristos. Învățam la teologia dogmatică acum 40 de ani. Mi se pare mult că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a circumscris, s-a circumscris pe sine în chipul omului. Părinte Rafael Noica, atunci când vorbește despre relația omului cu Dumnezeu, pune mai presus de orice libertatea. Libertatea este de altfel tot o circumscriere. Un teolog rus a fost întrebat o întrebare auzită de mulți, de noi și nouă preoților, mi se adresează mulți cu această întrebare. Dacă Dumnezeu poate face o piatră, că tot vorbim de piatră, atât de mare încât să nu poate mișca. Teologul spune da. Dumnezeu a făcut o piatră de care nu vrea să se atingă. Libertatea omului. Aceasta este linia orizontală, dacă vreți, în relația omului cu Dumnezeu. Verticala, verticalitatea ne-o dăluiește Dumnezeu prin cuvântul Său, prin legea Sa, prin dreptatea Sa. Așa încât, dintr-un început, putem sesiza ușurință că între noi și Dumnezeu a fost așezată așezate aceste două linii care formează o intersecție, care aminteam și la predica de duminică, creează un punct, uneori putem să-l socotim doar imaginabil. Acum se pot crea, nu? Pe calculator puncte care să nu deranjeze. Tot printr-o astfel de intersecție. Abisul dragostei lui Dumnezeu este în această intersecție, în această înrudire, între această legătură absolută a lui Dumnezeu cu omul și în același timp într-o libertate absolută a omului față de Dumnezeu. Pentru că iată ce spune Părinte Rafael Noica, Dumnezeu, atunci când i-a oferit omului libertate, știa că omul va păcătui. Știa. În preștiința lui Dumnezeu. Ba mai mult, spune Părintele, știa că fiul lui va trebui să plătească pentru păcatul omului. Și atât cât de importantă a fost libertatea în care Dumnezeu l-a așezat pe om. Că n-are mânța la ea. Și acum, în acest context, privită astfel crucea de la temerea lumii, poate înțelegem mai bine ce înseamnă crucea noastră. Și astăzi, având ca model, punând înaintea noastră, ca model pe Maica Preacurată, care se pregătește, ca și noi, s-a pregătit, cum încercăm noi să ne pregătim acum, să își asume crucea de a fi mamă, de a fi Maica lui Dumnezeu. Pentru că aceasta este crucea Maicii Domnului.
iubiții mei, ce trebuie să înțelegem noi când vorbim de Maica Domnului? Un lucru foarte simplu ne arată Sfânta Scriptură. Cuvântul ieșit dintr-o exclamație a uneia ce purta și ea la rândul ei din puterea lui Dumnezeu pe prorocul Dumnezeescului nostru Mântuitor, pe Ioan Botezătorul: de unde este aceasta pentru mine ca să vină la mine Maica Domnului meu? Deci dacă Domnul este al meu, dacă Maica este a Domnului meu, oare cum putem noi să deslipim? Cum putem noi să încercăm să înțelegem în afara acestei exclamări, în afara Duhului Sfânt care o inspirase pe Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul? Deci, cea mai simplă explicație pentru noi toți este aceea că Duhul Sfânt, prin Elisabeta, a numit-o Maica Domnului meu. Ce înseamnă pentru Hristos Maica Domnului, Maica sa? De aici începe, de altfel, în viziunea mea sau în abordarea mea, crucea Maicii Domnului. Mai înainte de pogorârea Îngerului Gavril, mai înainte de Buna Vestire, Maica lui Dumnezeu, născându-se prin făgăduință din părinții Ioachim și Ana, ca rol al rugăciunii, fără voia ei, am putea spune, a trebuit să-și asume ca fiind copil al unor oameni în vârstă, bătrân, care nu se mai poate avea ocazie, care nu se mai poate să o însoțească pe drumul vieții mulți ani. Am zice, cu acordul ei, dar un copil încă nematur, Maica Domnului și-a asumat să trăiască în templu. După învățătura Sfinților Părinți în Sfânta Sfintelor. Ce înseamnă pentru Maica Domnului aceasta? Iubiții mei, în foarte multe momente ale vieții noastre ne aflăm la, noi spunem, răscruce, nu la cruce. Românii pun la răscruce o cruce. La răscrucea unor decizii. De ce? Fiindcă nu poate fi și. Poate fi ori, sau poate fi nici. Această cruce, această răscruce, în această răscruce, Maica Domnului trebuia să-și asume un fel de viață.
Pentru mine personal, sigur, fiind candidat la călugărie, nu spun greșit, pentru că nu am schimba mare. Noi suntem numiți monahi, el monahi, protosind, ierarhii mădriți, din monahi se fac și episcop, dar nu suntem în monahi de plin, decât acei care iau și schimba mare. La noi, la români, schimba mare se primește foarte târziu și de foarte puține ori. Pentru că înseamnă o retragere totală din lume. Deci pentru mine ca monah, ca unul care candideze spre acel monah de plin, pentru că ar fi, nu? De neînțeles să a pus pe un drum și să nu vrei să ajungi la țintă. E un subiect sensibil pentru mine și nu merg mai departe. Deci, pentru unul care vrea să ajungă la țintă, care nu știu dacă voi ajunge acolo, dar măcar te fi pe cale, momentul intrării Maicii Domnului în biserică, sărbătoarea pe care am prăznuit-o la începutul postului, în prima săptămână, a șaptea zi din post. Momentul intrării Maicii Domnului în biserică înseamnă o decizie, o răscruce, o alegere. Și aici, sigur că lucrurile sunt foarte clare pentru Maica Domnului sau pentru noi care o privim și pentru cei ce nu putem lua o decizie ca a ei. Anume, de a fi al lui Dumnezeu, total, mod, irreversibil, fără rest, și de a rămâne în lume. E drept. La Ierusalim, la templu, exista o școală în care multe copile erau aduse și pregătite de văduvele, cu adevărat văduve, așa cum le numește Sfântul Apostol Pavel, pentru viață erau pregătite. Erau pregătite să fie credincioase, să fie gospodine, să fie soții și mamă. Este un cuvânt al unui comandant de oști. Dați-mi mame sfinte și vă voi da eroi. Evreii făceau acest lucru. Pregăteau pe copilele lor să devină mame. Am zice că în acest context lucrurile sunt foarte în regulă. Maica Domnului nu trebuia să iau o decizie atunci. Iubiții mei, învățătura Sfinților Părinți Maica Domnului a fost dusă de Zaharia, preotul, în templu, nu în curțile templului, în Sfânta Sfintelor. Iată cum în viață trebuie să trecem pe la anumite intersecții, chiar dacă am vrea să le ocolim. Venind acum, fiind prin orașul aglomerat, pentru că se aprind luminile, eu, o expresie frumoasă, se aprind luminile. Era mai frumoasă când se spunea art. Lumina arde. Lumina consumă. Ca să luminezi, trebuie să arzi. Ceara se topește ca să ardă, ca să fie, să lumineze. Am trecut pe la mai multe intersecții și căutam cea mai ușoară. Și chiar mă gândeam, având gândurile mele, mă gândeam că așa e firesc să alegem cea mai ușoară și să ajungem la țintă.
Însă nu întotdeauna cea mai ușoară duce la țintă și nu întotdeauna cea mai ușoară este, sau care se pare mai ușoară, este cu adevărat o intersecție ușoară. Deci, dintr-un început, aș vrea să vă pun la suflet. Dacă vă prezint în seara aceasta pe Maica Domnului ca model de relație cu Dumnezeu, primul lucru aș vrea să vă pun la suflet aceasta, că nu numai Maica Domnului, noi toți ne aflăm adeseori la răscruci de decizii. Ce ar trebui să fie atunci? Ce a fost la Maica Domnului în răscrucile, în crucile pe care și le-a asumat, în crucea pe care și-a asumat-o? Ce a fost important? Primul lucru. Să fie părinții cu voi. Sau părinților, să fiți alături de copiii voștri. Și aici aș vrea să vă mai explic încă un lucru, tot așa cum îl înțeleg eu. Și pentru ca să-l înțelegem, să fie mai simplu, aș vrea să pun înainte momentul răstignirii. Mai precis, momentul când tâlharul cel de-a dreapta ia atitudine. Tâlharul de-a dreapta va rosti cuvintele evanghelice. E Evanghelia lui, care atât de mult potrivește nouă păcătoși. Noi, pentru păcatele noastre, suferim. Noi, din dreptate, cu dreptate, suferim pentru păcatele noastre. Iată un om, un tâlhar, un condamnat la moarte. Ce corect se raportează la adevăr și la dreptate. Când recunoaștem adevărul, nu facem altceva decât să îmbrățișăm pe Hristos. Să-L avem pe Hristos, care este adevărul de partea noastră. Noi vorbim despre adevărurile de credință. Despre adevărurile de credință ne poate vorbi un preot, și în special un profesor. Credincioșii, noi credincioșii, chiar și călugări, nu suntem chemați să vorbim despre adevărurile de credință. Nu sunt monopolul preoților și al profesorilor și al episcopilor. Nu. Dar ei sunt chemați să ne împărtășească. Însă, eu pot să mărturisesc adevărul în fiecare clipă. Și singurul adevăr despre care sunt chemați să mărturisesc și adevăr pe care îl cunosc, este despre mine. Nu ni se pare că cunoaștem adevărul despre altcineva? Oare cine cunoaște cele al omului decât adâncul, decât Duhul omului? Poate nici omul nu-și cunoaște întregime, doar Duhul lui cunoaște adâncurile sale. Da, vedem o faptă, dar e făcută într-un context. E determinată de multe lucruri, are multe cauze. Care e adevărul? Adevărul despre mine. Acest adevăr suntem chemați să-l mărturisim întotdeauna. Adevărul poate fi mărturisit în două forme. Făcând abstracție de dreptate, de dreptatea lui Dumnezeu, de Dumnezeu cel drept, de legea morală,
de legea divină, care, în care intră chiar și legea naturii, legile naturii. Intră în această lege divină. Sigur, legile naturii de obicei ne pedepsesc atunci când greșim. Deci, raportat la dreptatea lui Dumnezeu, sau făcând abstracție de dreptatea lui Dumnezeu. Și întâlnim adesea oameni, și mai ales mediatizați, care vorbesc adevărul despre ei, despre faptele lor rele, ca să fiu mai concret, făcând abstracție de adevăr, făcând abstracție de dreptate. Adică lăudându-se. Tâlharii de pe cruce își asumă numai adevărul, mărturisesc numai adevărul, își asumă și dreptatea lui Dumnezeu. Aceasta, dacă vreți să acceptați, o numim verticala relației cu Dumnezeu. O astfel de relație cu Dumnezeu suntem chemați cu toții să o avem. Și aici nu e vorba de preot, nu e vorba de părinții mei. E vorba, sigur, de educația pe care o primesc în biserică, la școală și în casă. Poate mai puțin pe stradă sau la televizor. Deci, verticala în această relație, întotdeauna în relație cu Dumnezeu, trebuie să ai o minte verticală. Apoi, tâlharul, el continuă rugându-L pe Dumnezeu și invocând mila lui Dumnezeu. Cum? Foarte interesant. Pomenește-mă, auziți? Pomenește-mă, Doamne, când vei veni în Împărăția. Nu zice, ia-mă cu tine în rai. Asta e concluzia lui Hristos. Astăzi vei fi cu mine în rai. Ce crede dumneavoastră? Hristos ca Dumnezeu. A fost milostiv cu tâlharul. Dar a mai fost și drept? Eu zic, da. Tocmai aici e abisul iubirii lui Dumnezeu. Hristos, spune noi într-o rugăciune timpul liturghiei, era în mărunt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu în rai cu tâlharul și împreună cu Tatăl. În cer. Unde era raiul când Hristos era în iad? Dumnezeu a făcut dreptate și iadului, coborându-se în iad. Oare să nu credeți că tâlharul a cerut altceva? El și-a asumat crucea, și-a asumat moartea, și-a asumat iadul. Doar atât vreau un nume înaintea lui Dumnezeu, să-i pomenească acest gând al lui. Tâlharul s-a coborât în iad cu Hristos, împlinind dreptatea lui Dumnezeu. E drept. Iadul s-a făcut rai. Unde e Hristos, acolo este rai. Unde este lumina, întunericul pierde. Unde a ajuns Hristos, au pierit diavolul. Iată modelul de altfel și pentru noi, pentru părinți, spunea, de a fi cu copilul tău. Nu trebuie să facem rabat de la a spune adevărul și de la a
aduce înaintea noastră tot timpul pe Dumnezeu cel drept, dreptatea lui Dumnezeu. Ba mai mult, trebuie să ne asumăm dreptatea lui Dumnezeu. Noi de obicei condamnăm, mai ales pe tine, cu dreptatea lui Dumnezeu. Nu, dragii mei. Hristos vrea milă, nu jertfă. Dacă tu, ca părinte, îi spui copilului tău, uite, ai greșit, trebuie să plătești amenda cu tare. O plătim împreună. Eu nu pot să nu fiu alături de adevărul și de dreptatea lui Dumnezeu și nu pot să nu fiu alături de tine. Aici este marea răscruce. Aici este marea relație. Aici este abisul iubirii lui Dumnezeu. Părinții, Maicii Preacurate, știau că Maica Domnului este rod al făgăduinței lor. Era rod al rugăciunii și al făgăduinței. Așa au avut și ei nevoie de mângâierea bătrânețelor și de sprijinul bătrânețelor. Ar fi avut și Maica Preacurată nevoie de sprijinul și de căldura părinților săi. Au fost cu Maica Domnului, împlinind dreptatea lui Dumnezeu. E foarte important să ai astfel de părinți. E foarte important, dacă nu ai părinți, să ai astfel de prieteni, voi ca tine. E cel mai important lucru de altfel. Pentru că relația cu Dumnezeu se concretizează în relația cu semenii și relația cu semenii este chemată să întărească, să aplice, să rodească relația noastră cu Dumnezeu. În al doilea rând, într-o astfel de mediu, e firesc să așteptăm și e firesc ca omul să fie curat. Numai în curățenia minții și a inimii poți lua decizii bune. Adică cât de bune. Unele care să fie poate împotriva dorințelor tale. Așa sufletul omului se călește, după cum spune în Vechiul Testament, când se apropie de Domnul. Pentru că dorințele noastre pot fi firești, sau să înceapă fireșul și să meargă până la nefiresc, dorințele noastre pot fi socotite, ispite și chiar din afectele, cum le numește Părintele Stânulare, nepătimașe, adică a dormi, a mânca, a primi mângâiere, sunt firești, sunt nepătimașe. Să fie îndumnezeite, să ajung la foame cu Dumnezeu, la odihna în Duhul Sfânt și așa mai departe. Iată ce înțelegem noi prin cruce. Iată ce ar trebui să înțelegem noi toți cât privește crucea Maicii Domnului. Maica Domnului a fost în Sfânta Sfintelor, am zice noi, diamantul de mare preț, la care priveau toți izraelitenii, toți iudeii, care credeau
în mântuirea lui Israel. Începând cu Zaharia, Simeon, Petru Simeon, prorocița Ana, prorocița Elisabeta, mama Sfântului lui Hristos, și alții. Toți aceștia așteptau mângâierea lui Israel. Pentru că părintele lor, David, a spus răspicat, ascultă, fiică, și vezi, iată ce spune în Psalmul 44. Nu știu dacă ne permite timpul, sunt lucruri care mi se pare că dacă citesc numai versete, am putere din complexitatea mesajului. Să începem, să citesc măcar primul verset. Cuvânt bun răspunse inima mea. Grăimul cântarea împăratului. Deci tot psalmul se adresează împăratului ceresc. El, împăratul lui Israel, se adresa împăratului ceresc. Limba mea este trestie de scriitor, ce scrie puțin un poet desăvârșit, inspirat de Duhul Sfânt. Limba mea este trestie de scriitor, ce scrie puțin. E frumos să citiți. Poate îl citiți de seară. Mai ales când poți, se cuvine. Scaunul tău, Dumnezeule, în viacul viacului, toiac de dreptate, eu tot viacul împărăției tale. Iubita-i dreptatea și ai urât fără de legea. Pentru aceasta te-a uns pe tine, Dumnezeul tău, cu îndelemnul bucuriei, mai mult decât pe părtașii tăi. Zmirna și aloia îmbălsemează de veșnicele tale. Din palate de firdeș, cântări de alăută, te veselesc. Fiice neîmpărat într-o cinstea ta, stătuta împărăteasa de-a dreapta ta, îmbrăcată în haina aurită și prea înfrumusețată. Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea ta, și uită poporul tău și casa părintului tău, că a dorit împăratul frumusețea ta, că El este Domnul tău. Domn, noi românii am folosit întotdeauna cuvântul Domn, am numit și domnitorii noștri, dar l-am numit și pe Dumnezeu. Domn însemna stăpân, dar însemna în traducere și Dumnezeu. Stăpânul tău, Dumnezeul tău, Domnul tău. Și se vor închina lui fiicele tinului cu darul. Fetei tale se vor ruga mai mari poporul. Auziți? Fetei tale. Fetei tale. Aici împăratul se identifică cu Maica Preacurată. Zaharia știa lucrul acesta. Cărturarii și farisei chiar știau cui se adresează cuvintele acestea. Când Irod cere prorocilor și cărturarilor să-i tălmăcească despre venirea lui Mesia, îl lăuresc. Ei le știau toate și sunt identice cu ceea ce se petrecea, prorociile și tălmăcirile lor. Iată cum o întâmpină pe Maica Preacurată în Sfânta Sfintelor. Dar vreau să nu uităm subiectul. Să privim ce însemna pentru Maica Preacurată. Ea venea să împlinească dreptatea lui Dumnezeu. Dar iată, de data aceasta se potignea de mila față de sine, nu? Că nu-i păcat. E un afect nepătimat. De mila față de părinții săi. De aceea va spune Hristos, cel ce iubește pe tată, pe mamă, pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine.
Aici nu este vorba de a rupe ceva. Ortodoxia a reușit să păstreze toate detaliile firii umane, așa încât omul credincios, cu pașii mici, merge spre Dumnezeu, fără să-și pună nădejdea în sine, ci punându-și nădejdea totală în Dumnezeu. Iată de ce avea nevoie Maica Domnului de limpezime, de claritatea cuvântului Dumnezeu pe care îl auzea, care o chema. Apoi, momentul culminant, am spune noi, este Buna Vestire, în care chiar unii dintre părinții bisericii spun că Maica Domnului s-a înduit. În care Maica Domnului își păstrează firea, cum spuneam. Intră în dialog cu Îngerul. Subliniez acest fapt, să rețineți. Maica Domnului, prezența Îngerilor, era familiară Maicii Domnului. Maica Domnului era familiară cu Îngerul. Faptul că nu rămâne mută ca și Zahăria. Iar chiar atunci vorbește. Și vorbește până la capăt. Înțelege însă ceea ce n-am înțeles nici până astăzi. Întrebarea Maicii Domnului primește un răspuns divin. Care numai la treptele acelea, așa cum o și arată, intrând în Sfânta Sfintelor în icoane, parcă este un munte, parcă e muntele Sinai. Sfânta Sfintelor era undeva foarte sus. Părintele Ica Junior zicea că îi place tare mult când vede mesele altarului foarte înalte. Parcă e Sfânta Sfintelor, acolo unde urcă Maica Domnului. Sunt treptele desăvârșirii ale înțelegerii, ale înțelepciunii, ceea ce o să întâlniți de seară, dacă citiți, în Psalmul 44. Pentru că aceasta este frumusețea. Și asta mă adresez nu numai cu tinerilor, ci tuturor. Frumusețea care nu pierde înțelepciunea lui Dumnezeu, la care avem acces, cu condiția să te golești de înțelepciunea lui Dumnezeu. Părintele Vasile de la Sfântul Munte spunea, vorbea despre chenoza minții. Adică mintea omenească, rațiunile omenești, se înalță până la Dumnezeu și acolo se smeresc. Au o logică până la Dumnezeu. Și dincolo există o metalogică în care mintea se lărgește atât de mult după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Prin credință. Deci, iată, Maica Domnului este pusă înaintea unui act, o nouă intersecție, o nouă cruce pe care o întâlnește Maica Domnului. Îi se pune înainte. Poate v-am dezamăgit. Eu n-am vrut să mă amăgesc. Ați așteptat să vorbesc despre altfel de cruce? Asta este. Crucea Maicii Domnului sunt răscrucile vieții ei. Crucea Maicii Domnului merge până acolo, încât depășește Sfânta Sfintelor. Ajunge la rațiunile divine. Ajunge la Fiul ei. La cel ce va deveni Fiul ei, cuvântul lui Dumnezeu, cum îl numește Sfântul Maxim al Hristos, rațiunea lui Dumnezeu. Maica Domnului se împărtășește de rațiunea lui Dumnezeu.
Sigur, în perioada în care a stat în Sfânta Sfinților Maica Domnului acei 9 ani sau cât s-au socotit, Maica Domnului s-a împărtășit de Cuvântul lui Dumnezeu în mod direct. Îngerii o răneau și trupește, dar și sufletește, adică intelectual și afectiv. Iată de ce Maica Domnului spune că era plin, Îngerul Gabriel spune că era plină de dar. Ce dar pregătea cerul să ne ofere? Mai știți un dar? Altceva nu ne-a dat Dumnezeu. Decât pe Cuvântul Său. Fiul Său și Fiul și Cuvântul. În Vechiul Testament, prin două table ale legii, și în Noul Testament, prin întruparea, aceleași Cuvânt și Fiul al lui Dumnezeu. Și da, poate să nu dea ceva mai mult, nu? Decât pe moștenitor. În momentul în care îți dă moștenitorul, înseamnă că îți dă și moștenirea lui. Această răscruce a Maicii Domnului în casă lui Zaharia n-a fost deloc ușoară. Și după ce Îngerul Domnului, după ce Maica Domnului a rostit cuvântul fie, după ce cerul s-a coborât în pântecele ei, pântecele Maicii Domnului a devenit cer și tron în care a sălășuit Dumnezeu. Dumnezeu care e unul în ființă. Da, a doua persoană a Sfintei Treimi. Fiul lui Dumnezeu. Îngerul, explicându-i ceea ce se petrece, ceea ce nu înțelege, nici nu s-a mai întâmplat, nici să nu mai întâmple în formă aceasta. Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea cea de prea înaltă va umbli. De aceea și Sfântul ce se va naște din tine se va numi Fiul lui Dumnezeu. Și să fim clar, dintr-un început se numește, este numit de către Înger Fiul lui Dumnezeu. Lucrurile, crucea produce în continuare încercări și sminteală. Adică Domnul realizează că această cruce nu putea duce singură. Că această cruce trebuia să împartă, în primul rând, cu Iosif. Dar ce să înțeleagă Iosif? Ce să explice lui Iosif? Și se va. Și totuși are cu cine să o împartă. Iată o intersecție. Se întâlnesc într-o răscruce buna vestire, zămislirea Fiului lui Dumnezeu, Maica Preacurată, cu zămislirea lui Ioan Botezătorul din Zaharia și Elisabeta. Știau lucrul acesta. Doar era în Sfânta Sfintelor când, în dialog cu Îngerul, Zaharia rămusese mut. Păi cu ce să vorbească? Zaharia venea la templu. Și atunci se duce în munte să se sfătuiască cu rudele sa, Elisabeta. Nu mai avea și alte rude. Acolo, am zis și noi, am ști ce eu, mai mult decât se suprapune, se conjugă prima crucificare omenească. Pentru că așa cum Maica Domnului și-a asumat crucea de a fi mama lui Dumnezeu, Maica lui Dumnezeu,
Zaria și Elisabeta și-au asumat crucea de a fi părinții înainte Mergătorului, Îngerului întru. Deci dacă Hristos era întrupat în Maica Domnului, era Fiul lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul era Îngerul Sfatului, Îngerul lui Dumnezeu. Îngerul meu îl numește Dumnezeu pe Ioan Botezătorul încă din Vechiul Testament. Iată, eu îmi trimit pe Îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta înaintea ta. Această întâlnire aduce ca rod, consolidând prima misiune a lui Hristos ce se va naște. Dacă suprapunem textul și acum nu vreau să greșesc cumva, ca și timp, Maica Domnului ajunge la Elisabeta după 6 luni, cum spune Îngerul, că de 6 luni Rut, lenea ta, a luat un punte și va naște fiul. Maica Domnului spune, Sfântul Evanghelist, că a stat la Elisabeta 3 luni, înseamnă că Sfântul Ioan Botezătorul va fi mărturia aminirii și primul stâlp în această răscruce a omenirii care se va crea în cele două familii, Alizaria și Elisabeta și familia Sfântă a Maicii Domnului. Întărită Maica Domnului, se întoarce la logodnicul său, care, după cum știți, momentul, trece și el prin această, într-o răscruce. Adică trebuie să-și asume și el această cruce. Un om drept, vedeți? Dreptatea lui Dumnezeu, el nu putea să o calce. Se întâlnește cu mila lui Dumnezeu, un om plin de milă. Ce se gândește? Vede că Maica Preacurată e însărcinată și pentru ca să nu o vădească ca fiind una care greșise, pentru că el n-a putut înțelege, dreptatea era clară. După legea veche era ucisă cu pietre, dacă ar fi dovedit că a păcătuit, că nu era fiul lui Iosif, cel zâmbisit în ea, în punte ce vei. Și atunci își asumă el crucea, să abandoneze, să plece de acasă, să facă pe nebun. A părăsit de o pruncă, o tânără pe care a lăsat-o însărcinată și își asumă el crucea aceasta. Astfel de oameni și-a ales Dumnezeu, în care se întâlnea dreptatea cu mila, adevărul cu mila, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Mila, tot în același text spune, adevărul s-a îmbrățișat, pacea și dreptatea s-au sărutat. Iată cum putem întâlni din nou, de data aceasta, trăit de oameni din Vechiul Testament. Oameni care, am spune noi, trăia anticipat răstignirea,
iubiții mei, nu numai Zaharia și Elisabeta, nu numai Ioachim și Ana, nu numai Iosif alături de Maica Preacurată, ci și alți mulți trepți, începând de la dreptul Abel, care n-a făcut dreptate ucigând, ci lăsându-se ucis, până la dreptul lui Iosif și până la dreptul Simeon, care n-a înțeles taina și și-a asumat să nu mai moară până nu va vedea împlinindu-se prorocia pe care el n-a înțeles. Și-a asumat această cruce. Vechiul Testament trebuie privit cu evlavie, trebuie privit în lumina Noului Testament și prin, dacă pot să-mi permit, prin această răscruce, acest punct culminant, unde ajunge fiecare dintre cei din Vechiul Testament ce îl așteaptă pe Hristos, pe Dumnezeu. Să mai vorbim despre naștere? Despre această naștere, cred că o să vă vorbească atât de frumos, părinții, încât chiar vă las curioși să auziți cuvinte despre nașterea Mântuitorului și crucea Maicii Domnului la naștere. Cum împlinea ea prorociile, cu ce sacrificii trebuia să împlinească prorocia că se va naște din Betleem, apoi fuga în Egipt. Și nu puțin lucru a fost crucea aceea pe care a întâlnit-o Maica Domnului, că nu l-a pierdut. Din vedere, pentru moment, pe Iisus, copil pruncul, în Ierusalim. Să vorbim despre crucea, despre răstignire, sau să vorbim despre cei și despre cei trei ani în care Maica Domnului nu apare. De ce până la botezul Domnului sau până la templul din Ierusalim, Maica Domnului mai apare din când în când? Și atunci foarte puțin. În primul rând pentru că era Evanghelia ei. Toate acestea, ca și celele cuvintele din Vechiul Testament, le păstra în inima ei, cum spune Evanghelistul, și le împărtășea cu foarte multe zgârcenie. Mai ales cât o privește, cât privește persoana sa. Mai de Domnului, de altfel, a fost ea însăși crucea pe care s-a răstignit Hristos. Trupul ei a fost crucea pe care s-a circumscris Fiul lui Dumnezeu prin întrupare. Și ce ziceți dumneavoastră dacă n-a putut fi absentă la bună vestire, nu? Nici la naștere. Oare a fost absentă la botez? Oare a fost absentă vreodată în drumurile sale, în case unde a poposit? Hristos a fost sărac. Că ești bogat, plătești. Tragi la o casă de oaspeți. Maica Domnului pregătea venirea în orice loc. Doar la cina cea de taină pregătesc ucenicii, învățându-i că aceasta era datoria lor ca preoți, ca arhierei și preoți, să săvârșească Sfintele Taine și în special cu referire la Sfânta și Dumnezeiasca jertfă la cina cea de taină. În rest, cine a pregătit? Maica Domnului înconjurată de femeile milonosițe. Asta era crucea Maicii Domnului. Asta era tot intersecțiile
toate răscrucile deciziilor, unde va poposi în fiecare seară, unde va mânca fiecare prânz sau fiecare cină. Și dacă așa a fost Maica Domnului, de ce nu scrie? Pentru că apostolii o ascultau pe Maica Domnului. Sigur că nu sunt eu cu nimic superior părinților, dar și dacă i-aș fi cerut, n-aș fi ascultat să nu vorbească despre mine. Au fost totuși cuminți, n-au vorbit prea mult. Că dacă vorbeau multe, vă spuneau și prostiile pe care le fac. Deși știm de ce nu spunem prostiile. Pentru că le spunem lui Dumnezeu. Nu pentru că ne ascundem. Trebuie să ne cerem iertare când ne ieșim față de cineva în mod direct. Asta încheie acest gând. Deci Maica Domnului a fost prezent. Apostolii au putut vorbi despre Hristos și despre faptele Lui minunate și cuvintele Lui prin prezența lor. Unitatea Evanghelilor, iubiții mei, e dată de Maica Preacurată. Diversitatea este dată de apostoli și evangheliști. Pentru că fiecare privea dintr-un anumit unghi. Chiar dumneavoastră, aici în sală, ne vedeți într-un fel, ne vedeați partea, urechea stângă, cea dreaptă. Asta e nu frumusețea numai, mai mult decât atât. Curățenia cu care ei vorbeau, sinceritatea cu care ei propovăduiau. Și a zice ca să încheie. Nu să încheie. Unde a fost Maica Domnului? La cruce. Unii dintre evangheliști spun și ne-a fost acolo. Alții nu pomenesc pe Maica Domnului. Însă, dialogul lui Hristos cu Maica Preacurată n-a putut fi neglijat. Când, în Evanghelia lui Ioan, acesta trebuie să sublinieze faptul că Maica Domnului a fost încredințată lui în același timp în care și el, împreună cu ucenici, au fost încredințați și încredințați Maicii Preacurate. Cu găduința părintelui profesor, aș pune încă o întrebare retorică. Oare, la mormânt, unde a fost Maica Domnului? Dacă a fost în peștera din Betleem, dacă a fost în alte multe peșteri, prin... că așa trăiau ei în peșteri, pe zice. În peștera, adică în Egipt, dacă a fost pe toate drumurile, dacă a fost la cruce, oare nu era așa mormânt? Dacă o să citiți cu atenție cântarea și plângerea Maicii Domnului de la mormântul Domnului nostru Iisus Hristos, o să înțelegeți în mod foarte subtil că Maica Domnului era acolo, în mormânt. Mă îngrop împreună cu tine. Oare nu asta ne învață Sfânta Scriptură și pe noi? Nu asta spunea și Apostolul Pavel? Că s-a îngropat împreună cu Hristos ca să învieze împreună cu El? E drept. Apogeul durerii a fost aici, la Golgota și în mormânt. Însă, iubiții mei, aș vrea să vă subliniez un lucru. Deci n-am încheiat. Care aș vrea să închei. Dacă omul n-ar fi păcătuit,
după cum v-am descris eu, crucea Maicii Domnului, oare omul ar fi avut o cruce? Omul ar fi iubit crucea. De aceea, oamenii sfinți ai lui Dumnezeu iubesc crucea. De aceea auzim și nou, Dumnezeu propune și nouă în rugăciunea, spre exemplu, rugăciunea de vineri. Să zicem și noi, pentru aceasta, Doamne, mulțește-mi necazurile, suferințele, durerile și arăți cu aceea să mulțești și harul Tău. E drept, odată cu căderea unui păcat, crucea a avut o altă dimensiune, dar care n-a schimbat planul lui Dumnezeu, n-a schimbat crucea lui Hristos și care n-ar trebui să schimbe nici crucea noastră, sau mai bine zis, raportarea noastră la cruce. Pentru că eu am vrut să vă vorbesc în această seară despre crucea Maicii Domnului, pentru ca să învățăm să iubim crucea. Noi românii iubim crucea. De aceea o punem pe casele noastre, o punem la răscruce, o punem la poarta noastră, o punem numai la cimitir, o punem peste tot. Vrednic de amintire, Horia Bernea, născută ziua crucii, a făcut o expoziție pe care a numit-o Crucea peste tot. Așa o vedea el. De aceea am vrut să amintesc, pentru că unele din idei le-am găsit începute la el și am ținut să le duc mai departe. Mai este încă un lucru. Maica Domnului și-a asumat crucea, chiar și când a fost foarte grea. Nu numai pentru ca să fie pildă pentru noi, ci pentru că diferența între crucea Maicii Domnului și crucea lui Hristos este aceea că Hristos și-a asumat urmarea tuturor păcatelor noastre. Blestemul nu este altceva decât urmarea păcatului. Și El s-a făcut pentru noi blestem. Adică și-a asumat păcatele întregii lumi. Așa încât nici Maica Domnului, nici noi, nu mai ducem crucea singur. Chiar și când cădem, cădem la poala crucii lui Hristos. Niciodată nu cădem sub cruce, pentru că crucea ne duce Hristos. De aceea, în mod simbolic, nu numai Simon, ci Ireneul, ci și noi suntem chemați să ducem crucea lui Hristos. Părintele Dumitru Stăniloae, vorbind despre floarea cu 8 petale, sau o numea ziua a 8-a, în care de altfel se suprapun, se sprijină două cruci. Crucea noastră pe crucea lui Hristos și crucea lui Hristos pe crucea noastră. Hristos și-a sprijinit crucea sa de a mântui neamul omenesc pe crucea Maicii Domnului. Iar Maica Domnului și-a dedicat toată crucea sa crucii lui Hristos. Iată adevărata îmbrățișare. Iată o relație care este bazată pe Dumnezeu și pe dreptatea lui Dumnezeu. Și o libertate susținută de mila lui Dumnezeu până la iad.
ne face ca să înțelegem, sau ne poate ajuta să înțelegem, de ce iubim noi crucea. Pentru că în săptămânile trecute, în lunile trecute, mai bine zis, m-am ocupat împreună cu o parte din ucenicii mei de a crea un eveniment, expoziția Crucea, Crucea de la comunitatea la Comunie, 100 de ani. Am ajuns la mulți din artiștii care au expus lucrările lor în această expoziție, care a început între noiembrie în anul acesta și va fi călătoare, itinerantă, un an de zile până la anul 1 decembrie. Unul dintre artiști, Ștefan Câțea, care n-a reușit să vină și el, sau n-a reușit să vină și el cu o lucrare, ne vorbea, povestind cu el, așa ne vorbea despre cruce, cum vorbim despre cruce, vorbea, ne spunea de un dialog cu un neamț. Și a zis, eu nu vă înțeleg pe voi românii, de ce tot cruce, cruce? Ce la noi, crucea înseamnă blestem, înseamnă pedeapsă. Dar cum se înseamnă pedeapsă? Că Hristos, nu zice, stai așa. Noi pune și noi cruci la intersecție. Dar atunci pune cineva o cruce când primește un canon, o pedeapsă, dacă a făcut o faptă rea, e o pedeapsă publică, auziți, să pună cruce. Și scrie numele pe ea. Și el a spus la noi, eu când intru în cimitir, parcă intru în rai. Acolo mă întâlnesc cu strămoșii mei. Și fiecare cruce îmi vorbește despre o cunoștință sau o rudă de-a mea. Și povestea el de un ritual, nici eu nu l-am întâlnit, pe care l-a întâlnit el însă în drumurile lui, în satul lui, el din județul Brașov, de aici, din, nu scapă cu numele, poate nu bine. Când intră în cimitir, cu mortul, trebuie să se schimbe toți cei care au dus până acolo mortul. Și el zice, eram la mormântarea unui mătuș și zice, eram supărat că aproape să cadă, să... Ce cu treaba asta, zice? Și atunci oamenii au explicat. Noi intrăm într-o altă lume. Deci crucea este cea care ne pune să alegem între cele două lumi. O lume cu Dumnezeu sau o lume fără Dumnezeu. De aceea, părintele meu duhovnic avea un citat pe care îl iubea foarte mult. Că la sfârșitul viacurilor va fi pe fiecare colină altar și stâlp, adică cruce la hotar. Așa încât în încheiere, aș vrea să vă citesc. Mi-au cerut ucenicii acestei mese să spun și eu două, trei cuvinte în pliantul pe care l-au creat cu evenimentul, legat de eveniment. Și n-am avut ce spune decât să îi pun să citeze din Sfânta Scriptură. Iată cum crucea cuprinde lumea, pătrunde lumea. Cum a spune Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni, crucea pentru iudei sfințeală, pentru păgânii bunia, pentru noi, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul 3, versetul 14, începând cu versetul 14. Pentru aceasta îmi plec genunchi și vreau să vă spun și eu cu această referență. Pentru aceasta îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice neam în cer și pe pământ.
să vă dăruiască după bogăția slavei sale, ca să fiți puternici, întăriți prin Duhul Său în omul dinăuntru, în Hristos, și Hristos să se strășuiască prin credință în inimile voastre, înrădăcinați și întemeiați fiind în iubire, ca să puteți înțelege împreună cu toți Sfinții, adică cu toți credincioșii, care este lărgimea și lungimea și înălțimea și adâncimea, și să cunoașteți iubirea lui Dumnezeu, iubirea lui Hristos, cea mai presupusă cunoștință, ca să vă umpleți de toată plinătatea lui Dumnezeu. Amin. Să te vedem.